Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video am pregătit etalarea de tarot pentru joi, 14 ianuarie. Hai să vedem care sunt energiile care o să iasă în această zi pentru situația de dragoste, sănătate și bani, carieră, situație financiară. Pe partea de dragoste a ieșit aici Prințesa de Monede, o nouă ofertă sentimentală care vine cu foarte mult potențial de stabilitate în spate. Da, va fi mult de muncă aici ca să duceți relația unde vă doriți voi ca ea să ajungă, dar potențialul de stabilitate, de longevitate este foarte puternic în spatele acestei cărți. Pentru cei singuri, această prințesă de monede poate să fie o nouă persoană care apare în viața voastră. E posibil să fie o persoană care se mișcă puțin mai încet decât v-ați dori voi. E mai lentă, mai calculată, mai atentă la detalii această persoană, dar nu vă panicați, nu vă deziluzionați în urma acestor lucruri, pentru că această persoană ce caută e o relație pe termen lung, o relație stabilă, solidă, pe care să o construiască zi de zi, cărămidă cu cărămidă. Iar dacă asta vă doriți și voi, este foarte important să îi demonstrați acestui potențial partener sau parteneră că sunteți pe aceeași lungime de undă și că sunteți dispuși să așteptați cât e necesar până când posibilul partener-parteneră se lămurește care-i treaba și își dă seama de intențiile voastre la fel de stabile. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, energia prințesei de monede poate să vină cu anumite proiecte de cuplu, cu anumite țeluri, targete pe care voi le aveți împreună ca și cuplu și pe care vreți să le îndepliniți. Parte dintre voi ar putea să-și dorească să se mute împreună, să-și cumpere o casă împreună, să achiziționați ceva împreună sau să construiți ceva împreună. Aceste lucruri poate să fie fizice, materiale, tangibile, o casă, o mașină, un apartament, sau poate să se refere într-un mod mai metaforic, să spunem, la relația voastră în general, la relația pe care vreți să o construiți împreună. Prințesa de monede ne arată că cei doi parteneri aici sunt dispuși să depună acest efort, să facă această muncă astfel încât să ajungă la țelurile, la obiectivele pe care le au. Lucrurile nu o să se întâmple de pe o zi pe alta, nu o să se întâmple peste noapte. Aici va trebui să depuneți foarte mult efort, constant, zi de zi, dar la final o să aveți exact relația pe care vă doriți, cu multă stabilitate, cu un partener, o parteneră pe care știți că vă puteți baza indiferent de ce vă aruncă viața în față. O energie foarte frumoasă, foarte multă stabilitate pe partea de dragoste, atât pentru cei singuri, cât și pentru cei care sunt deja în cuplu. Pe partea de sănătate avem aici Arcana Majoră, Forța, Puterea, cartea care în tarot reprezintă Zodia Leului. Parte dintre voi e posibil că astăzi să aveți niște încercări pe partea aceasta de sănătate care vă obligă să demonstrați cât sunteți de puternici. Vă obligă să apelați la resursele voastre de forță interioară, de putere interioară. Poate că aveți voi niște probleme de sănătate, poate că sunt niște oameni apropiați din jurul vostru, familie, prieteni care trec prin anumite probleme de sănătate și voi va trebui să demonstrați această forță, această putere de a-i susține pe cei dragi vouă, de a-i ajuta să treacă peste aceste momente grele. Forța nu se referă neapărat la forță fizică, dar la câți mușchi ai, la cât de multe greutăți poți să ridici, ci mai mult la această forță interioară de a rămâne integru și intact în fața greutăților pe care viața ți le pune în cale. Mare atenție azi pentru cei care vă știți cu boli de inimă sau cu anumite probleme ale sistemului circulator. Atenție să nu vă stresați prea mult, să nu vă puneți singuri cum ar veni în fața pericolului. Aveți grijă de voi.
Pentru cei care aveți animale de companie, pentru cei care aveți pisici, astăzi puteți să apelați la felinoterapie. Da, e tehnica prin care lăsați ca pisica să se așeze pe partea voastră din corp care are o problemă, o carență, o deficiență și pisica prin sunetele pe care le face atunci când toarce o să vă aducă acolo echilibru energetic pe zona voastră din organism care suferă din acest punct de vedere. Forța reprezintă și zodia leului, care ne vorbește și despre creativitate. Prin urmare, o parte dintre voi e posibil să descoperiți un tratament sau o terapie pentru o problemă de voastră de sănătate, dar să fie ceva mai neobișnuit, mai ieșit din comun, să fie o soluție creativă la care nu v-ați gândit până acum. Dacă aveți probleme cu stresul, cu oboseala, puteți să apelați la terapie prin artă, terapie prin culoare. Sunt aici o grămadă de tehnici alternative de tratamente și terapii pe care le puteți investiga și la care puteți să apelați. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, săptămâna aceasta au ieșit doar cărți din suita de băte. Astăzi aveți 8-ul de băte. Lucrurile încep să se miște cu foarte mare viteză, către o direcție foarte pozitivă pentru voi. Aici este foarte bine aspectată comunicarea pe internet, dar și investițiile în orice companie de IT, mai ales dacă e vorba de o companie care e legată cumva și de comunicare sau de transmiterea de date. Lucrurile se mișcă rapid, informațiile se mișcă rapid și este foarte important ca voi să fiți alerți și atenți, astfel încât să nu ratați oportunitatea atunci când trece pe lângă voi. Pentru că astăzi toate oportunitățile trec așa pe lângă voi ca niște mașini de Formula 1, ca la raliu, cu viteză maximă. Și voi trebuie să fiți foarte atenți, foarte ageri, foarte agili ca să nu ratați aceste oportunități. Lucrurile stau foarte bine, se îndreaptă într-o direcție foarte pozitivă pe partea asta de bani, carieră, situație financiară. Și pentru o mică parte dintre voi e posibil că astăzi să aveți mai multe oferte sau mai multe opțiuni decât v-ați fi așteptat. E posibil să se ceară să faceți o decizie atunci pe loc, da? Să nu fie vorba aici de opțiuni, de oportunități care poate să aștepte după voi foarte mult timp, până vă dezmeticiți și până luați o decizie și mesajul ar fi să vă ascultați instinctul atunci când luați o decizie. Dacă sunteți așa bombardați cu informații din toate părțile și nu mai știți ce să faceți, ascultați-vă și instinctul pentru că acesta nu o să vă înșele. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, hai să scoatem și un card de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să vă uitați la etalările pentru luna ianuarie, dar și pentru anul 2021. Sunt videouri făcute pe fiecare zodie în parte. Dacă n-ați văzut până acum aceste videouri, le găsiți aici în linkul din dreapta sus. Bun, și hai să vedem mesajul pentru această zi. Sunt un învingător înnăscut. Iau aminte doar la învingători. Oameni care știu ce fac și care duc o viață plină de bucurie, iubire și prosperitate. Un mesaj foarte frumos care vă îndeamnă să vă revizuiți modelele, aspirațiile, oamenii pe care îi apreciați și de a căror sfat ascultați. Și atunci când ascultați de sfatul sau de păvața cuiva, asigurați-vă că e o persoană care merită respectul vostru și care a demonstrat prin viața pe care o are, prin lucrurile pe care le-a realizat, că este demnă de acest respect. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!